Alo, vă salut pe fiecare și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis în privat. Am primit ceva mesaje frumoase de la voi. Majoritatea au fost pentru a continua să fac ceea ce fac. Și să vă spun așa, în procente, undeva la 97-98% ați fost cu mine. Și vă mulțumesc foarte mult. Înainte ca să înceapă vlogul, vreau să vă filmez de unde îl voi face. Este un parc foarte frumos aici în Karlsplatz. Toată lumea este afară, aproape ca de obicei. Alții cântă. Sunt cu Leon, pic la plimbare. Trebuie să țin fără de el să nu fugă, bineînțeles. Data trecută am spus că o să fac un video cu ce ar trebui să ai, sau acte, foi, pașii care ar trebui să faci ca să te muți într-o țară străină, în Austria, în Viena. Și cred că nu este cazul acum să vorbim despre asta, pentru că știți voi, cu virusul care bântuie, granțile sunt închise, nu, avioanele sunt la sol, deci nu are sensul. Ce vreau să vă spun este de ce sunt eu în Viena. Asta vreau să vă spun în acest video și pare foarte interesant din punctul meu de vedere. Și o să ating doar așa vârfurile, pentru că dacă intru în detalii mi-a foarte mult timp. Am să încep cu Roxana. Pentru că ea a fost cea care a făcut treaba asta, să zic, în ghilimele. Amândoi de fapt am făcut, dar ea a venit cu ideea. Eu la început nu am fost de acord și bineînțeles la insistențele ei trebuia să cedez în un anumit fel, dar tot ea a venit cu o idee, bineînțeles, femeile tot timpul au idei bune față de noi bărbații. Și hai dragă, lasă-mă că uite numai îndepun CV-urile de aici, din România, și mi le trimit acolo la grădinițe, că de fapt treaba asta vrea ea să o facă, să fie educatoare la grădiniță pe limba engleză și vrea să-și depună CV-urile aici în Viena, din Timișoara. Și eu, în prima fază, stai seama, noi bărbații nu gândim la detalii, nu? În niciun caz. Când ne luăm o pereche de papuci, merg în magazin, cât costă, atât. Am dat bani și la papuci. Femeile nu, frate, ele merg la 100 de magazine să vadă toate prețurile, să vadă toate modelele, vreo o săptămână, două, și abia după aia își cumpăr. Și eu, ca să scap de ea, cu insistențele ei, da bine, hai să, na, fă așa, și dacă îi să fie să ne mutăm, să găsești de lucru, venim în Viena. Și asta e, că altă variantă eu nu am acceptat în niciun caz. Să vin aici și să apelez la neamuri și la, știți voi, nu, așa ceva nu am vrut să fac. Și bineînțeles, no, ea a început. A trecut o zi, două, trei, patru, într-o zi, după masă vin de la lucru și o văd că lucră acolo, dezor la calculator. Zic, dragă, ce faci? Păi îmi fac CV-ul, hai să vezi dacă e bine. Mă duc și când mă uit, ce să vezi? Văd un CV care eu nu am văzut până atunci, CV-ul, modelul ăla, model european, cu figuri, cu stema Europei pe el. Opa, zic, 5 pagini. Oh, frătiuc, zic, nu m-am uitat la așa ceva, zic, până acum. Deci paginile nu erau foarte sărace, transparente, să zic așa. Ea având o facultate, un master în domeniu, adică în domeniu în asistență socială, mai exact. Experiență de 4 ani. Bă, zic, se măresc șansele, mă gândeam eu. Frătiu, că acum ce fac? Și mă gândeam. Și zic, lasă că nu o sună nimeni. Bă, trece o lună, trec două luni, undeva la 3 luni, cred că așa, a primit răspuns de la pe e-mail și să vină la interviu. Și eram la lucru, că și acum țin minte când m-a sunat. Iubitule, m-a sunat de la o grădiniță din Viena, trebuie să merg la interviu. Ce să vezi, în două săptămâni se duce la interviu. Se urcă în autocar, bon, Viena direct. Și ea s-a dus acolo, bineînțeles, având unde să stea. Socrii mei deja erau de vreo 2 ani aici în Viena. Da, aveau un apartament cu o cameră. Deci avea unde să stea, deci totul a fost pregătit. Bineînțeles că avea și mail de țetel, cum spunem noi aici, adresă. Pentru că ca să te angajezi aici, îți trebuie adresă, îți trebuie card bancar. Na, știți voi cum merg treburile. Și eu toate lucrurile așa nu le-am știut. Eu am trecut peste, să zic așa, ca noi bărbații, să zic, în general. Dar ea s-a gândit la toate. Și s-a dus la interviu. Eu lucram și acum țin minte, mă sună,
Păi, într-o lună de zile trebuie să vin să lucrez. M-au acceptat. Asta însemnând aproape o lună, că ea s-a întors înapoi, am mai stat pe acasă în Timișoara ceva vreme să rezolve ea cu ceva acte, cu lucruri, eu știu ce mai trebuia pe acolo. Și doamna Roxana s-a dus în Viena la lucru. Acum, cum facem? Că intervine problema că noi suntem despărțiți și eu și ea suntem sensibili dacă stăm foarte mult despărțiți, așa, nu prea putem sta unul fără altul. Și asta a fost unul din motive care i-au căutat foarte mult chirie și în 3 luni de zile am găsit o chirie foarte bună, un apartament foarte frumos, am venit și eu acolo și a fost bine, chiar a început foarte, foarte, foarte bun, un start foarte bun, peste așteptările mele. În sensul că ea lucra, am avut unde să stăm, apartament destul de mare, a fost un început foarte frumos. După un an și, nu un an, după 8 luni am început și eu să lucrez, mi-am găsit și eu de lucru. Și a trecut o perioadă, să zic, aproape 2 ani de zile, în care, ne-am înfipt așa în sistemul ăsta. Cu toate actele, cu tot, ne-am rezolvat tot. Și într-o noapte am un vis, că cu asta vreau să și închei. Un vis, dar nu pot să zic că coșmar. Aproape către coșmar. Dar e foarte comic. Și eu mă ridic. Ai, am avut coșmar, dragă. Azi noapte am visat ceva urât. Dar am făcut-o și un pic așa mai spectaculos, să zic. Și ea s-a speriat. Da, dragă, ce ai pățit? Zic că am visat că ne-am întors înapoi în România. Mamă, că n-au auzit. Când a auzit asta, deci a făcut mișto pe mine 2 luni de zile. Ai văzut, zice? Te-am tras de tine să ne mutăm aici și acum faci din astea. Sincer să fiu, după 2 ani nu m-aș mai fi întors în România. Motivul principal care e, nu din cauza banilor, din cauza sistemului. Deci alt sistem. Nu intrăm în detalii că vreau să vorbesc despre asta acum. Și, dragilor, cam asta a fost. Am atins doar vârfurile. E un pic mai mult de povestit, dar nu vreau să intru în detalii. Vă pup și vă las pe data viitoare. Ciao.